Vreau să vă spun o lucrare și vreau să vă încurajez pentru națiunea asta noastră română, pentru poporul român. În urmă cu 8 ani și acum anul acesta se împlinește. Am avut un frate din India, a fost la mine găzduit și într-adevăr i-am pus și un container pentru India, a fost prima dată că nici americanii nu transferă container în India. Trebuie să fac scrisoare la guvern ca să fie din el împărțit la creștini. Că l-am trimis pentru creștini, de fapt. Dar acolo știți noastră cât luptă de mult musulmanii, hinduși împotriva creștinilor. Și așa, fratele care avea conexia era la mine găzduit. Și, într-adevăr, am simțit că aveam un om al lui Dumnezeu în casa mea. Mărit să fie Domnul și binecuvântat. Sunt sfinți pe pământ. Și dacă vorbim de un Iisus Hristos viu, când trăiește în viața unui creștin cu adevărat, să vede și să simte urmele pe pământ. Domnul să vă binecuvinteze și să ne ajute să ne apropiem tot mai mult prin Duhul Sfânt. Acest frate mi-a spus că la plecarea lui din India, din munții Tibetului, a fost o profeție printr-un proroc din munții Tibetului din India. Și-a zis așa, a văzut o rază cum s-a întins și a cercetat toate țările Europei și alte țări, dar nu s-a oprit această rază numai deasupra României. Și când s-a oprit deasupra României, a făcut un cerc de foc, iar în mijlocul acestui cerc a apărut Domnul Iisus, o lumină puternică și Domnul Iisus. Are Domnul de lucrat cu poporul român. Și a spus așa, în vremea de pe urmă, înaintea venirii mele, voi trece acest popor prin mari încercări, dar voi scoate o valoare și mulți străini se vor alipi și vor căuta acest popor ca să mă întâlnească pe mine când voi apărea pe norii celui, să se pregătească și să întâlnească adevărat izvorul de apă vie, izvorul curat. Izvorul se înțelege, cuvântul Domnului, o credință, oameni care beau apă din fântânile adânci, nu la suprafață. Că sunt multe religii și crez până crez. Sunt mulți care crez și sunt mulți creștini. Dar a fi în prezența celui care va veni mare lucru, a Domnului Iisus Hristos, și să împlinește fraților, în anul acesta, când protestele, bine, era vorba de Norvegia, dar s-a proclamat numele lui Iisus Hristos pe toate continentele și în țările unde au fost frații noi români și străinii din multe națiuni, vorbesc de America, dar și aici și alte credințe, or trebui să știe că acest popor poartă o flacără puternică în credința lor și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute și pe noi și copiii noștri să putem să-L întâmpinăm când va veni pe norii cerului. Domnul să ne ajute, frații mei. Glorie lui Iisus Hristos.